Bună seara, stimați telespectatori! Din nou mă aflu în prezența doamnei Ana Maria Dimitriu, consilier PNL, consilier municipal PNL. Bună seara! Bună seara și bine ați venit din nou în familia liberală. Ei, nu sunt în familia liberală, n-am niciun grad de rudenie, deși vreau să-ți spun că străbunicul meu, care este citat în cărțile lui Iorga, a înființat Partidul Liberal pe la 1800 și ceva, de la Ploiești. Vedeți? Dar eu nu mă consider în nicio familie când e vorba de politică. Ideea. Poți să mă înțelegi? Cu siguranță. Nu sunt în nicio familie. Da, te rog frumos. Mă bucur încă o dată că ați dat curs invitației noastre, de aceea am zis în familia liberală și în sediul PNL Vrancea. După cum știți, aș vrea foarte mult de la ultima noastră discuție să mai discutăm un pic despre proiectele și inițiativele pe care consilierii municipali liberali le-au înaintat Consiliului Local. Și aș putea începe cu un proiect care s-a și finalizat săptămâna aceasta. Este vorba despre amplasarea unui gard stradal decorativ de protecție pe Bulevardul Unirii, zona Piața Unirii, perimetrul istoric, de la Hotelul Unirea până la trecerea de pietoni. Este vorba despre o inițiativă înaintată de anul trecut, din luna noiembrie, care și-a găsit într-adevăr până la urmă rezolvarea. Este un proiect care vizează în primul rând siguranța copiilor. Da? Știți foarte bine că în momentul în care apare căldura, ca să zic așa, bunicii, părinții ies cu copiii în Piața Unirii, este o zonă foarte aglomerată și acolo copiii chiar le place să socializeze cu ceilalți și nu exista acest gărduț de protecție pentru a nu se duce, eu știu, după minge sau a fugi de lângă părinți în bulevard. Și iată că, într-adevăr, un proiect micuț, poate pare banal, că, să zicem, ne lăudăm cu el, nu este o laudă, era o necesitate pentru siguranța copiilor noștri și consider că pașii mici, dar siguri, duc către mari realizări. Și acest proiect a început să funcționeze, adică deja s-a rezolvat toată da, problema? Da, deja s-a terminat amplasarea lui. Am observat modelul, evident, nu l-am ales noi, că nu aveam de unde știi direcția de dezvoltare ce modele de gard decorativ au și am văzut că este prevăzut și cu acele brațe pentru ghivece cu flori. Deci o să aibă și un aspect cât de cât plăcut. Unde este localizat această... De la trecerea de pietoni din Piața Unirii către Hotelul Unirea, pe partea perimetrului istoric. Pe partea perimetrului istoric. Da. Deci văd că vă trec proiectele și vouă și celorlalți, vă mai certați voi acolo, dar până la urmă, dacă puneți mână de la mână, se rezolvă niște lucruri în municipiu, nu? În Focșani. Ideea este că nu este vorba despre ceartă, este vorba de a fi perseverent și de a-ți... Susține punctul de vedere și niște inițiative pe care cetățenii le-au avut și noi nu am făcut altceva decât să le ducem mai departe în Consiliul Local. Deci nu am inventat noi nimic, facem doar ceea ce trebuie pentru cetățeni. Cum spuneam, sunt alte proiecte la fel de importante, pe care colegii mei împreună le-am înaintat către Consiliu. Unul foarte, foarte important este al colegei mele, Alina Drumea. Este vorba despre delimitarea liniei de cale ferată din spațiul public prin amplasarea unor panouri fonoizolante. Este vorba de zona gară, bulevardul strada Longinescu, unde cetățenii chiar se vaită de zgomotul și vibrațiile foarte puternice trecerii trenurilor și chiar își doresc acest lucru. Deci ce vreți voi să faceți? Panouri fonoizolante. Fonoizolante, exact. Da. Este până la urmă ceva ce... Ce nu s-a mai văzut. Da, bine, în orașele civilizate chiar există. În zona unde
sunt căile ferate, în zona unde este autostradă. Există aceste panouri fonoizolante. Dar spune-mi, Ana Maria, te rog frumos, aceste panouri cu ce bani se pot pune? Pentru că îmi imaginez că costă foarte mult totuși, nu? Zona nu este foarte, foarte, mă vorbesc de lungime, cred că e vorba de undeva de 800 de metri. Ideea este că se pot monta aceste panouri cu bănuți de la bugetul local, bugetul de stat sau, dacă există vreo axă prioritară, deschisă, nu acum, poate în viitor apropiat, și cu fonduri europene. Deci europene. Se poate. Da. Sau o parte din bugetul local și o parte cu cofinanțare. Cofinanțare. Exact. Și știți cumva cam câți bani ar costa? Pentru că văd că întrebarea așa trebuie să o pun. Nu-mi place să vorbesc despre bani, dar asta este, cam câți bani ar trebui ideea să... Ideea este că la înaintarea acestei inițiative, Direcția Economică din Primărie este singura care poate, într-adevăr, să facă aceste... Da, evaluări. Mai putem duce o sumă, dar nu știu acum în funcție și de calitate, nu? Că trebuie să vorbim raportat la calitate preț. Nu pot să vă spun asta, ci doar că există departamente specializate în primărie care pot veni cu aceste sume. Dar spune-mi, te rog frumos, ați mai văzut în alte orașe că sunt aici la noi în România? Din câte știu, este și o obligativitate. Există lege în acest sens care trebuie să, evident, să fie pusă în practică în localitățile de gen care au această nevoie. Eu cred cu tărie... București are oare așa ceva? Că la București chiar e în mijlocul... Sinceră să fiu, să vă spun ceva ce n-ar fi adevărat și se poate verifica, mai bine nu. Ideea este că știu că există obligativitatea montării acestor panouri fonoizolante. Da, ideea e foarte bună, ar fi foarte, foarte fain să avem și o, de-asta, cum niște poduri peste... Focșan, să putem trece, cum se cheamă astea, că nu știu, nu, pasarele, dar nu cu care să treci cu mașina. Da, sunt tot suspendate de, exact. Un metro mi-ar plăcea să avem la Focșani, multe am vrea să avem, da? Am putea să avem, tocmai ce spuneam puțin mai devreme, cu perseverență și pași mici, dar sigur, lucrurile se pot realiza cu siguranță. Iarăși vreau să mai menționez o altă inițiativă de proiect, tot a colegei mele, Alina Drumea. De ce n-ai invitat-o și pe Alina? Data viitoare, cu drag, o să invităm. Cum proiectele. Cum da, să nu, cu drag. Da. Privind siguranța elevilor și a cadrelor didactice în unitățile de învățământ. Se dorește ca această intrare să fie cumva făcută la unitățile de învățământ care n-au un gărduț prevăzut, da, de siguranță, intrarea să se facă pe baza unor cartele electronice. Așa, nici orele nu mai pot fi disturbate, că ar veni, eu știu, cine are vreo nevoie cu un anume cadru didactic sau cu un anume elev. Și atunci este și vorba de siguranța atât a profesorilor cât și a elevilor. Dar asta există, să știi, la CUZA, de exemplu, există cam peste tot. Nu chiar peste tot. Și școlile, ai văzut și tu ce frumos au fost refăcute școlile? Toate în Focșa. Mai sunt una sau două care cu fonduri europene, ce e drept, da, dar sunt este. Făcute și sunt făcute bine. Da, te rog. Și iarăși un alt proiect de mare impact, o inițiativă de proiect, este, și v-am menționat și în emisiunea trecută, a colegii mele Laura Ciocoiaș, care vă spuneam, ea la fel este depus de anul trecut și nu s-a regăsit și încă nu se regăsește pe ordinea de zi a unei ședințe de consiliu, privind pictura urbană pe acele clădiri dintre blocuri, punctele termice, care au o înfățișare nu tocmai plăcută ochiului și atunci, împreună cu elevii de la Liceul de Arte, să poată înfrumuseța aspectul lor și zona. Am avut discuția asta și în emisiunea trecută și chiar am discutat cu domnul Misăilă, cu domnul primar, într-o emisiune pe care am prezentat-o telespectatorilor. Din câte mi-aduc aminte... Primarul a spus că n-ar avea nimic împotrivă, nu știu ce, a spus ceva, iartă-mă, nu mai țin minte chiar toate așa, dar
el n-ar avea nimic împotrivă să realizeze, dar trebuie un proiect făcut. A spus că trebuie un proiect făcut, exact. Dus, arătat. Există că o nu poți inițiativă. Te apuci să spoiești blocurile până când nu există totul. Da, te rog. Există această inițiativă, cum am spus, depusă de anul trecut. Ideea este că trebuia ca aceste puncte termice să fie identificate de către primăria municipiului puncte Focșani. Puncte termice? Exact, da, da. Pentru a fi date pentru pictură. Deci nu putem, nu poate colega mea împreună cu elevii de la arte păi da. Să se apuce de o pictură undeva fără a avea încredințate aceste puncte termice din partea municipalității. Stai puțin, punctele termice acolo unde nu înțeleg ce da, cu între blocuri. Da, între punctele blocuri, termice, exact, da. Exact, sunt aceste clădiri. Și acolo pe alea vreți voi să da, faceți exact, pe punctele termice? Exact, să aducem un aspect de înfrumusețare a orașului prin aceste picturi vii, clar, și evident cu aportul elevilor, da? Punându-și la imaginația la lucru și ceea ce își doresc ei să fie pe acele... Și ați vorbit cu, mă scuz, te rog, cu elevii de la Liceul de Artă? Da, colega mea a avut discuții în ceea ce privește acest proiect, chiar și cu directorul unității de învățământ și se așteaptă ca aceste puncte termice să fie date către lucru. Da. Da, e interesant și repet, am înțeles că nu vă face, puterea nu vă face opoziție. Știi da. Ce se întâmplă? Eu râd așa pentru că, uite, eu de când fac emisiunea aia cu Vrancea, sigur că m-am dus la toți primarii, indiferent de culoarea politică, nici n-am întrebat, dar știam, bun, și n-am întrebat că nu mă interesează lucrul ăsta. Și la nicio primărie liberală n-am găsit vreun primar care să spună că nu pot trece proiectele, că și chiar acolo unde nu au majoritate, au spus că la ei nu există discuții, că trag toți la aceeași căruță, important e să fie bine pentru locuitori și nu știu de ce la noi la Vrancea, la noi în Focșani tot timpul sunt discuții, că mă mai uit și eu pe la televiziunea Atlas, la ședințele de Consiliu Local și văd că e o ceartă permanent acolo și nu-mi place deloc. De ce? Nu este vorba despre ceartă, este normal, exact cum spuneam, să susții punctele de vedere și inițiativele de proiect și atunci, evident, când vezi că banii se risipesc pe unele lucruri care nu și-au logica și cetățenii și-au exprimat dorința că nu-și mai doresc paranghelii, nu-și mai doresc fum, nu-și mai doresc... Dar nu toți cetățenii. Majoritatea nu-și mai doresc astfel de evenimente. Adică să nu mai faci ziua Focșaniului sau să nu mai faci festivalul Berii sau să nu mai faci Bacchus. Asta se face, aceste activități se fac în toată lumea. Eu am mers în Austria la Țelamzi, era ziua orașului Țelamzi. Adevărat că erați foarte civilizați, cu bere, cu cârnați, cu ce era acolo, ai mâncat, ți-ai strâns punguța și ți-o duci, n-ai să găsești o masă murdară, foarte multă, dar peste tot se fac, sau la Viena, când sunt zilele orașului, este acord, un regal. De acord, ideea este că se risipesc bani, în ceea ce privește punerea la dispoziție a toaletelor publice, a găsirii unor locuri de a face aceste evenimente într-o zonă nu atât de centrală cum se face la noi, pentru că oamenii chiar sunt deranjați din zona Bulevardului Unirii, perimetrul istoric de gălăgie, fum, zgomot și chiar este insuportabil. Sunt oameni bolnavi, sunt oameni în vârstă care locuiesc în zona aceea și care chiar nu își doresc... Da, acolo. Da, e o problemă, adică dar... este o problemă, într-adevăr, a cetățenilor. Deci dumnealor ne-au ridicat aceste probleme, nu noi. Vreau să spun ceva. Acum câțiva ani s-a făcut, nu știu ce, zidă așa, undeva în sud, parcă, sau un obor. Ei, cetățenii... O parte dintre ei, de ce s-a făcut acolo? Că vrea, era mai frumos dincoace. Vezi că e greu totuși, Ana Maria, să mulțumești pe toată sincer, lumea. Sincer, da, oamenii au păreri și evident sigur, să ții cont de părerea sigur. Dumnealor. E adevărat că majoritatea, până la urmă... primează. Și primează, de acord, dar majoritatea cam spune același lucru. Și ar fi bine să ținem cont de dorințele dumnealor. Cum spuneam, iarăși un proiect pe care voiam să-l aduc în discuție este, dacă vă aduceți aminte, în ședința de Consiliu Local,
terenul din spatele catedralei. Da, știu că s-a venit în alt preasfințit, ați avut o vizită aici, da? A fost aici la voi, la PNL? Da. Chiar ne-a vizitat și ne-a făcut plăcere vizita dumnealui. Și a fost o discuție foarte normală și firească între niște oameni. Om intelectual este, un om de mare profunzime, ne place foarte mult. Un om de calitate. De calitate adevărată, da. Așa este. Nu făcută. Așa este. Da. În spatele catedralei, în strada Republicii 41, este un teren de aproximativ 184 de metri pătrați, pe care catedrala îl revendică și l-ar fi dorit în încredințare gratuită. Și noi atunci, în ședința de Consiliu Local, am pus întrebarea dacă cetățenii din spatele acestei catedrale au fost înștiințați de ceea ce urmează a fi făcut acolo. Și evident că răspunsul a fost nu a fost nimeni întrebat de acolo. Am zis că nu e nicio problemă, haideți să stabilim ca proiectul să fie în mapă la următoarea ședință de Consiliu Local și ca să avem timp să discutăm cu cetățenii, să vedem și dorința dumnealor. Nu s-a dorit, evident proiectul necesita cele două treimi, fără votul consilierilor liberali nu a trecut. Nu au trecut câteva ore și asta e dezamăgitor. Seara, că spuneați mai devreme de ceartă în Consiliul Local, nici pomeneal, este vorba doar de a susține aceste inițiative. Cum nu-i ceartă? Mai e puțin și vă luați de păr și spui că nu-i ceartă. Nu, haideți să fim serios. Suntem oameni maturi și consider că chiar facem cinste cetățenilor. Mai și glumesc în emisiunea asta, da. Cred că facem cinste cetățenilor care ne-au ales și chiar nu vrem să aducem niciun afront nimănui. Seara, cum spuneam, pe pagina oficială a primăriei municipiului Focșani a apărut o postare în care titlul era sugestiv PNL nu are Dumnezeu, lucru care totuși este puțin deplasat, ținând cont că suntem opoziția din Consiliul Local, sunt cetățeni care ne-au votat și cumva nu este jignirea în ceea ce ne privește, ci jignirea adusă cetățenilor care ne-au votat. În urma acestei postări, comentariile cetățenilor din municipiu au fost foarte vehemente la adresa faptului că își doresc în acea zonă un spațiu verde sau un loc de joacă pentru copii, drept pentru care ne-am autosesizat și am mers și am discutat cu cetățenii din Republicii 41, cetățeni care au întocmit o petiție, s-au strâns aproximativ 81 de semnături care au fost înaintate la Registratura Municipiului Focșani, prin care acești domni de acolo își doresc un spațiu verde, cum am precizat, sau un loc de joacă pentru copii. Cât și e de mare? Cât ar trebui? Cam... Este o suprafață de 184 de metri pătrați. 184 de metri pătrați. Pentru că în zona aia, după câte mi-aduc eu aminte, sunt foarte multe mașini. Acolo și eu mai parchez câteodată când nu găsesc loc de parcare. Blocurile sunt, într-adevăr, pentru cine nu știe, în forma literei U. Da. Este parcarea interioară a blocurilor de acolo. Toate blocurile au ieșirea către spatele catedralei și atunci, evident, oamenii și-ar fi dorit acolo să fie liber și să fie un spațiu plăcut, pentru că această zonă de care vorbeam, acest teren, cum era odată, dacă știți, bătătorul acela de covoare, spațiul este totuși degradat, foarte degradat. Și chiar își dorea o oază de ceva, de altceva, de verdeață, mai ales că știți foarte bine, Focșani este răstanțier la spațiu verde pe cap de locuitor, din păcate. Și atât cum am spus, cetățenii și-au dorit să se întâmple și ar dori să se întâmple acest lucru. Și în al preasfințitul Părinte Ciprian, într-adevăr, cum ați spus și dumneavoastră, a avut o întâlnire cu consilierii liberali, unde pot să vă spun că am găsit cele mai bune soluții împreună, și anume în spatele catedralei să nu fie împrejmuit cu gard și să fie o zonă liberă, da, pentru cetățenii din zonă, să fie un spațiu verde și amenajat foarte frumos. Punctul termic, care o parte din el este deja în încredințarea parohiei Sfânta Cuvioasa Parascheva,
să fie demolat și trecut în subteran pentru a elibera zona și nu a mai obtura vederea celor de acolo, pentru că au geamurile, evident, v-am spus, în zona, în curtea interioară și a mai risit foarte mult spațiu de acolo. În spatele catedralei era prevăzut inițial o casă praznicală, cu etaj și atunci oamenii ar fi fost chiar închiși acolo. Fiind în formă de U, urma în spatele catedralei să fie și această casă praznicală și am găsit de comun acord cu înalt preasfințitul soluția de a o muta în lateral. Acolo să fie este pur și loc. Simplu, da, este loc și atunci punctul termic introdus în subteran. În spatele catedralei să nu fie împrejmuit și având zona aceasta verde și da, care ochiului îi face plăcere și oamenii nu ar mai fi sufocați de clădiri de jur împrejur. Așa am găsit soluția cea mai bună. La pace cu... Este, bine, oricum nu era să da, nu aveam de ce să nu cădem la pace, că nu fusese nimic înainte să ajungem la acest, la dar acest lucru. Înalt preasfințitul a fost de acord cu da, ideea? Da, a fost foarte, foarte impresionat de, de propunerea noastră și atunci am considerat că atât catedrala, care o să fie clar un edificiu pentru mii de ani, da, de acum înainte, cetățenii din zona... Măcar de-ar fi de mii de ani, vreau să spun, scuză-mă, te nu rog, nimic. Pe locul ăla unde este blocul, unde e blocul în formă de unde, da. Vezi? Acolo era o biserică splendidă, veche, care a fost în perioada comunistă dărâmată. Da, și vezi, tocmai pe... A fost dărâmată și focșenii și-aduc aminte cu foarte mare neplăcere de faptul că a fost dărâmată, ăla ar fi fost un punct de atracție, era o boltă veche, o turlă, cred că avea vreo 400 de ani și a fost rasă de... Asta este viața, vezi? Apropo, să dea Dumnezeu ca această catedrală să fie pentru mii de ani, dar mă rog, oricum, mă îndoiesc. Eu cred că așa va fi. Bine, noi nu o să mai fim, da? Cine știe? Dar... Cine știe? Da, sub ce, poate sub o să ce revenim, formă? Poate exact. O să revenim, da? Da. Ideea este că atât biserica, cât și cetățenii din zonă vor fi și unii și alții mulțumiți, deci cu siguranță nu vor exista, nu vor exista dubii, cu atât mai mult că la întâlnirea cu înalt preasfințitul Părinte Ciprian a fost prezent și unul dintre cetățenii care locuiesc în zonă, a venit ca reprezentant din partea cetățenilor de acolo. Și discuția, ce v-am relatat, același lucru vă poate relata și dumnealui, evident, care, care știți cel mai bine și nu există disensiune în ceea ce v-am spus și ce ați aflat din locul, din spatele, din spatele catedralei. Și consider că, uite așa, ținând cont de doleanțele cetățenilor care v-am spus, noi suntem consilieri liberali, pentru cine nu știe, noi facem public acest lucru, aproape zilnic suntem în teren și ne întâlnim cu cetățenii și culegem o serie de probleme pe care dumnealor din cartierul dânșilor, din ce au văzut prin oraș plimbându-se, ne ridică aceste probleme pe care noi mai departe le ducem către Consiliul Local. Deci nu facem nimic altceva, nu venim noi cu născociri sau cu, vai, suntem puși pe harță. Nu, pur și simplu chiar ridicăm probleme reale ale cetățenilor municipiului Focșani. Da, categoric, așa este frumos să faceți. Repet, singurul lucru care nu-mi place este că vă nu cădeți mai mult de acord cu, acolo, la ședințele de Consiliu Local, pentru că au fost foarte multe proiecte care n-au trecut, și din cauza, adică din cauza voastră, celor de la Liberal. Să-mi spui de ce n-au trecut. Da, pot să vă răspund și la această întrebare. Știți foarte bine că există în ședințe, înaintea ședințelor de Consiliu Local, ședințele de comisii de specialitate, așa, în care avem discuții, în care acolo... Cu câte zile înainte de ședință? De obicei cu o zi înainte de ședință. În care exact. Vi se prezintă programul, probabil. Mapa o primim mapa. Oricum înainte da, de ședința așa. Ordinară cu 5 zile, dar ședințele acestea de comisii sunt cu o zi înaintea ședinței ordinare. Ideea este că am solicitat tot felul de lămuriri în ceea ce privește proiectele de hotărâre. Uneori ni se ridică din numeri, alteori este o tăcere de mormânt și nimeni nu ne spune nimic. Și atunci înțelegem că chiar dacă am vrea, da, să aflăm lucruri, nu pentru noi,
să reținem lucrul acesta, că aceste lucruri nu le dorim pentru noi, ci pentru cetățeni, pentru că mergând în teritoriu și discutând cu dumnealor, ne întreabă, pentru că sunt publice, da, proiectele de hotărâre. Și atunci nu știi ce explicație să le dai atât timp cât tu nu primești un răspuns concret din partea municipalității. Numai departe de faptul că când întrebăm un anumit lucru, ni se spune primiți răspunsul în scris. Asta înseamnă în 30 de zile. Deci, iată, vorbim de un proiect pe care tu trebuie să-l votezi în necunoștință de cauză și lucrul acesta nu poți să-l faci. De aceea sunt unele proiecte, într-adevăr, care nu au trecut. Pentru că am zis, ok, așteptăm răspunsul și după aceea, pentru că nu are niciun caracter de urgență, da? Adică nu influențăm în rău. Mai mult decât atât, în fiecare ședință de consiliu ordinară se aprobă la începutul acesteia procesul verbal al ședinței anterioare. S-a întâmplat ca procesele acestea verbale să nu fie în concordanță cu realitatea. Adică nu sunt conform înregistrărilor audio-video, ceea ce nu este normal. Dă-mi un exemplu, te rog. Vă dau un exemplu. Da. Momentul în care se votează un proiect, da, se numără. Cine a fost pentru, cine împotrivă, cine s-a abținut. Ia uitați-vă cum trec proiecte care de fapt nu aveau cum să treacă, pentru că altfel asta situația, se poate vedea pe înregistrarea audio-video. Și în procesul verbal este trecut proiectul, da, în condițiile în care el nu avea cum să treacă. Vorbesc de proiecte și de două treimi, cu două treimi, da, care necesită votul consilierilor liberali. Adică nu este firesc, lucrul acesta nu se poate întâmpla, este o încălcare a legii. Mai mult decât atât, după câte știți, la finalul ședinței de consiliu există secțiunea a doua, unde au loc discuții politice și capitolul diverse. La diverse unde orice... e frumos, da. Unde e foarte frumos, da, acolo e acolo... te distrezi, într-adevăr, dacă n-ai ce face într-o seară și vrei să te distrezi, mergi la ședințe, la diverse, la consiliul local. Eu am tot repetat și am spus de foarte multe ori, de fiecare dată când un coleg de-al meu ia cuvântul în consiliul local, majoritatea peste de alte, încep așa într-un chiot, într-un hohot de râs. Acum nu știu dacă dumnealor nu știu mapa efectiv de ședință și nu știu probabil ce anume, ce problemă ridică colegul meu. Și am ridicat această problemă. Noi nu suntem acolo la teatru, nu suntem la circ, nu suntem într-o piesă tragico-comică. Pur și simplu suntem plătiți din banii cetățenilor și trebuie să înțelegem că acolo trebuie să fim foarte serioși. Adică nu cred că este cazul să facem glume. Glumele le putem face dacă vrem, da, pe fiecare, nu știu, la o șuietă cu prietenii, da, oriunde în altă parte, dar nu în momentul în care consilierii s-au întâlnit pentru o ședință de consiliu local și discută problemele reale ale municipiului, să începem să râdem așa într-un ca și când am fi, nu știu, da, eu nu se face. Știi, la sfârșitul celor 4 ani, mi-ar plăcea ca în Focșan să se facă tot ce s-a propus că se face în acești 4 ani și să vă strângeți mâinile și să aveți satisfacție, mă, din 2000 cu tare până în 2000 cu tare, noi împreună, cu bune, cu rele, am realizat ce am realizat, pentru că, practic, chiar dacă nu vreți să recunoașteți unul nici altul, împreună le faceți. Asta este, că asta e putere și opoziție. Opoziția nu trebuie să zică nu totdeauna, dimpotrivă să zică da acolo unde poate să rezolve ceva pentru cetățeni. Vezi că e greșită mentalitatea. Sunt în opoziție, eu trebuie să zic nu totdeauna. Nu, sub nicio formă. Grupul consilierilor municipali sigur că da, sigur a demonstrat că, da, că nu a făcut lucrul acesta și cum am punctat un pic mai devreme, strict în situațiile în care nu ni s-au dat răspunsurile. Ca la sport, până la urmă, ca la competițiile sportive, când la sfârșit toți își dau mâna. Ne-am luptat, dar acum hai, mergem și bem o cafea împreună sau un pahar de șampanie, că împreună am realizat niște lucruri. Eu, cel puțin, e adevărat, eu din afară văd lucrurile. Da, din afară... Și este mai, eu le văd mai romantic așa și mie, eu mă lupt și prin emisiunile pe care le fac, să-i fac pe oameni să se mai împrietenească așa, să mai creadă în Dumnezeu, să-și zâmbească unul altuia.
e tare urât să te culci noaptea numai cu gânduri rele despre sub ăla, despre formă. Aia, despre... Nu, sub nicio formă. Vorbesc la modul general. Da, sub nicio formă. Noi pot să vă asigur că nu avem gânduri rele sub nicio formă și nu am avut niciodată. Nu, gânduri rele unul despre altul, despre... Nu, că nu... Cred că viața nu se limitează la lucrul acesta și cred că nimic bun nu ți se poate întoarce atât timp cât gândești negativ. Sigur asta că e clar. Da, sigur și asta că e demonstrat da. Și științific, da? Deci nu o spunem noi acum. Ideea este că, să revin un pic la ce vorbeam mai devreme, la capitolul diverse unde dumneavoastră a spus că dacă vreți să vă amuzați puteți așa. Veni. Eu le dau pe televizor de cele mai multe ori când am spațiu și le dau integral, noi nu umblăm cu cioara. Apreciem lucrul acesta și de fiecare dată, să știți că am observat că există integralitatea ședinței, nu există nici o frântură. Niciodată noi n-am făcut lucruri de astea, totdeauna am dat. Asta este, fiecare își asumă, dar mă mai distrez și eu, știi? Uite ce rău îmi pare că n-am fost și eu acolo să... Da. Și la acest capitol diverse, fiecare consilier, indiferent că este în opoziție, indiferent că este de partea cealaltă, poate să se înscrie la cuvânt. Da? Prin ridicarea mâinii, președintele sigur. De ședință consemnează în ordinea înscrierii la cuvânt și evident că li se dă cuvântul fiecăruia dintre consilieri. Lucrul acesta, să știți că în ceea ce privește consilierii liberali se înscriu la cuvânt, ei bine, când vor să apuce să spună ce au de spus și mă refer strict la problemele cetățenilor pe care vrem să le ducem la cunoștința tuturor celor care decid pentru municipiul Focșani, ei bine, ni se taie microfonul sau se încheie lucrările ședinței de Consiliu Local. Deci rămânem fără a putea expune problemele cetățenilor. Și asta se întâmplă, a început să devină o obișnuință, lucru la fel care nu este ok, pentru că nu vorbim pentru noi. Nu vrem să căutăm rezolvări pentru noi. Pentru voi, pentru cetățeni, dar tu nu crezi că și... puterea, nu tot pentru cetățeni încearcă să rezolve lucrurile, că doar tot sunt reprezentanții cetățenilor și probabil că au și ei cererile lor din partea cetățenilor. De-aia totul este divizat. Eu știu, dați-o în așa fel încât să fie... Fiind discuțiile acestea libere și putând avea ocazia de a discuta, firește, despre niște probleme care privesc municipalitatea, nu este firesc și este împotriva exact a legii să faci lucrul acesta. Și, sincer, este dezamăgitor, exact cum ați spus dumneavoastră, pentru cei care ne privesc. Adică oamenii știu că ne-au ridicat o anumită problemă. Noi i-am asigurat, da, de faptul că problemele dumnealor își regăsesc, da, să zicem, măcar... problemele lor se regăsesc în aceste ședințe, da? Deci da. Problema punctuală a cetățeanului X, da? Și de fapt, uitându-se la emisiune, vede că problema lui nu a fost dusă pentru că nu ai putut să ți-o exprimi. Știi ce se întâmplă? Să oamenii, eu exprim, de fapt. Știi ce spun oamenii? Că și eu mă întâlnesc cu foarte mulți cetățeni. Sunt convinsă, cu foarte mulți cetățeni și eu iau și de colo și de colo. Și ce spune lumea? Doamna, e așa o goană după putere, ar fi în stare să facă orice, să-și pună orice în cârcă unul altuia pentru putere și puterea de fapt înseamnă bani. Așa percepe lumea toată situația, să știi. Eu de-aia am avut o emisiune care se numea Lumea Politicii, pe care am desființat-o, pentru că nu-mi place să fac emisiuni cu tentă politică, bine, nu-mi mai place. Bine, noi acum, dacă stăm bine să discutăm, discutăm. Este politică, este strict administrație, ceea este, ce... Nu știu dacă e strict administrație, ceea ce știi? Se dorește a fi făcut în administrație făcută în numele politicii, știi? Bineînțeles, da, acum, fără doar și poate, fiecare consilier știți foarte bine că are o apartenență politică. Are o apartenență politică. Da, și atunci, evident că trebuie să-și susțină punctul de vedere. Mă uit aici pe pereți la voi. Uite ce spune Brătianu, că un partid poate lupta contra altora ca să dărâme o stare de lucruri, dar ca să zidească trebuie ca națiunea întreagă, toate partidele să dea concursul lor, alminteri ceea ce unii vor edifica, ceilalți vor surpa. Ion Brătianu, da, care a murit în 1891, cam așa se gândea. Cam așa se gândea, nu vin să nu văd acolo ce spune Dimitrie Sturza, nu pot citi. Forța unui partid politic nu constă în numărul mare sau mic,
al membrilor stăici în justeția ideilor și nu prea vă curățenia morală a acțiunilor lui. Ce mai scrie acolo? Tăria unui partid politic, așa unui bărbat de stat, nu poate sta decât pe fundamentul celei mai înalte moralități. Ei, vorbe mari se spuneau pe vremuri și nu numai că se spuneau, dar în mare majoritate chiar se țineau de aceste vorbe mari, cum le spun eu. Erau oameni de o anumită ținută spirituală, o anumită cultură care se impunea ca să poți să faci parte din... Da. Ideea este că, da, cum știți foarte bine, Partidul Național Liberal are o întreagă istorie în spate și au fost oameni de valoare, mult de valoare. Ideea este că noi nu facem altceva, exact ce spunea și dumneavoastră, să fim în limitele moralității și limitele bunului simț, da, pentru a aduce mai departe ceea ce cetățenii și-au dorit și își doresc. Dacă îmi permiteți, o să vreau să abordez și un alt subiect. Sigur, te rog. Este vorba despre, din câte știți, a început o întreagă defrișare în municipiul Focșani. Acum, cum a spus și dumneavoastră, majoritatea este dezamăgită de acest lucru din cauza faptului că nu numai acești corcoduși care au fost însemnați... Fost... Am și eu unul în fața blocului, este ceva muște, că ele se coc și cad pe jos, de știi? Acord. Ideea este că nu numai acești corcoduși au fost tăiați, din păcate. Au fost tăiați și nuci și tei, lucruri reclamate. Dar nu au fost tăiați în rădăcină, au fost tăiați, au fost toaletizați, sau cum se spune. Tăiați sunt sesizări de la cetățeni de pe străzile unde au avut loc aceste defrișări. Ideea este că după ce că suntem restanțieri, exact cum am spus, la spațiu verde pe cap de locuitor în municipiul Focșani, se putea găsi o soluție la început de primăvară cu aceste tăieri de corcoduși și ia uite în toamnă cum deja plantam alții. Ideea este că nu mai mult decât atât, nu știu dacă știți, în Parcul Bălcescu deja au loc defrișări, ceea ce mi se pare cumva dezamăgitor, pentru că este un parc cu cea mai mare suprafață verde din Da, dar am înțeles Focșani. Că, scuză-mă, te rog, da. Că se taie copacii care pun în pericol viața oamenilor, că au fost foarte multe accidente și la București, dacă ții minte, și peste tot. Copaci care în timpul unei furtuni au căzut, au distrus mașini, au căzut în capul oamenilor, i-au omorât. Deci, și nu cred că se taie haotic toate tăierile. Un copăcel, dacă îl tai în fața unui bloc, trebuie să ai autorizație să vină să-l verifice. Nu cred că se taie haotic, să știe Ana Maria. Eu vă spun la fel din sesizările cetățenilor. Deci nu vorbesc... Dar cetățenii trebuie să știe că niciun pom după lumea asta într-un oraș nu se poate tăia decât avizat de o nu știu ce lege și așa mai departe. Ideea este că s-ar fi putut face cu totul altfel. Nu vin eu cu soluțiile poate cele mai bune. Ideea este că lucrul acesta trebuia început din primăvară, pe anumite străzi. Din primăvară s-a început. Da, pe anumite străzi, adică să nu începem haotic în tot orașul, doar pentru a defrișa, da? Și a rămâne orașul vitregit de ei nu au fost defrișări, au fost niște, da. Sunt întregi străzi, da, da. Care, de exemplu, vă dau strada Magheru, care dintr-un capăt în altul, cea din Lidl, da, care da, este în unirea principală și trece către pompieri. Acolo văd că s-a asfaltat. Urmează, da, este da. Decopertată strada. Oamenii de acolo se vaită foarte de acest lucru și din păcate, deci asta spuneam, se putea face pe bucăți, nici nu s-ar fi simțit foarte mult lipsa acestora și în loc, în toamnă deja veneai cu plantarea, nici rădăcinile nu sunt încă scoase din pământ, lucru care clar va îngreuna și se va întâmpla să ajungem probabil în următorii ani să se facă ceea ce trebuia să se facă într-un termen foarte scurt. De aceea am punctat acest lucru și îmi doresc foarte mult ca lucrurile să fie făcute și noi, consilierii liberali, în tot ceea ce am reușit să facem până acum, cu pași mici, dar siguri. De ce? Pentru că așa lucrurile pot fi clădite cel mai bine. Și dacă îmi dați voie, aș vrea să
Să mai precizez că... Ești musafir, ai voie să faci aproape și să spui aproape orice... Dumneavoastră sunteți sunt musafir în sediu, sigur că da, trebuie să ne purtăm într-un anumit fel cu musafirii, nu? Da, te rog. Voiam să... Un lucru foarte important de menționat este că grupul consilierilor liberali va avea un amendament în ședința de consiliu prin care din 15 iulie până în 15 septembrie poliția locală să nu mai ridice mașini și nici să mai blocheze roțile datorită faptului că ne vin frații, mamele, tații plecați în străinătate care vor sta în perioada verii acasă și care nu cred că în lipsa locurilor de parcare care se vede foarte bine că există această lipsă, nu merită, cred, să le facem o vacanță stresantă, în sensul în care ar trebui să plătească amenzi și, mai mult decât atât, nici în locurile de parcare cu plată nu și-ar găsi locul. Și atunci, noi vom susține acest lucru în ședința de Consiliu Local, măcar pe această perioadă, da, 15 iulie, 15 septembrie, să putem... Să poată beneficia cei care vin din afară, care oricum muncesc foarte greu și știți foarte bine, duc dorul casei și se lăsăm să-și petreacă vacanța așa cum se cuvine și cum o merită de altfel. Cam asta a fost, stimați spectatori, aproape, adică s-a terminat emisiunea. Vă doresc mult succes. Mulțumim din suflet. Vacanță plăcută. Mulțumim asemenea. Să dea Dumnezeu ca toate micile voastre, eu așa le consider, micile voastre, nu certuri, nu știu cum să le spun, disensiune, așa, să fie toate în folosul cetățenilor. Mulțumim din suflet încă o dată. Toate cele bune. La revedere, stimați telespectatori. La revedere.